cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți. În timpul unei descinderi privind o grupare de crimă organizată la Drobeta, Turnul Severin, polițista a fost lovită în cap cu un obiect metalic de un interlop. Agent principal de poliție Popescu Laura Georgiana, din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Mehedinți. Polițista a fost la un pas de a-și pierde viața după ce a fost înjunghiată de un bărbat în timp ce încerca să aplaneze un conflict izbunit pe raza de competență. Subcomisar de poliție Perhaiță Darius Ștefan și comisar șef de poliție Suciu Dinu, din cadrul IPJ Maramureș, cu ocazia cercetării la fața locului, în data de 19 februarie 2012, în Sighetul Marmației, o explozie l-a produs arsuri grave pe suprafața corpului, fiind internat și astăzi în Spitalul Floreasca. În numele colegilor, premiul este înmânat domnului comisar șef Coste Ioan Dorin, șeful Serviciului Investigații Criminale. Agent principal de poliție Oncioiu George și agent principal de poliție Popescu Onu Virgil Adrian, din cadrul IPJ Argeș. Polițiștii au ajuns primii la locul unui accident izbunit într-un apartament din municipiul Pitești și au intrat în imobilul cuprins în flăcări pentru a scoate locatarii captivi, punându-și în pericol viața. Agent șef de poliție Bucș Petru Ilie, din cadrul IPJ Mureș. În luna octombrie anului trecut, polițistul a fost înjunghiat în timp ce intervenea într-un scandal într-un val din județul Mureș. Agent șef adjunct de poliție Ioan Petru, din cadrul IPJ Suceava. Polițistul a fost înjunghiat în zona gâtului și la un picior în timpul intervenției într-un conflict produs pe raza de competență. Agent șef adjunct de poliție Dobrila Georgian Cristian, din cadrul IPJ Brăila. Polițistul a fost detașat la Constanța pe parcursul sezonului de vară al anului trecut, participând la asigurarea fluidizării traficului rutier. Omul legii, caracter puternic, și-a asumat misiunea urmăririi unui participant la trafic agresiv și imprudent. În timpul misiunii, a fost implicat într-un accident rutier grav. Îl invit acum pe domnul agent șef adjunct Dobrilă să ne spună câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat să mă aflu în această zi atât de importantă pentru poliția română și ceea ce pot spune vis-a-vis de situația mea actuală, sunt convins că într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat voi fi același polițist care am fost înainte, demn și plin de onoare. Și ca o remarcă, fiecare dimineață când mă uit în oglindă, eu văd un învingător și un luptător. Așa că, din partea mea, vă promit că într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, cu siguranță voi deveni acel polițist care am fost odată și voi fi lângă colegii mei pentru a-mi face datoria, cu timitate și onoare. Vă mulțumesc frumos! La mulți ani, Poliția Română!